Instituțiile de învățământ teologic-ortodox și-au sărbătorit astăzi ocrotitorii spirituali pe Sfinții Trei Ierarhi. În zi de praznic au fost și studenții și cadrele didactice de la Facultatea de Teologie Ortodoxă din București. Aceștia au participat la Sfânta Liturghie oficiată la Catedrala Mitropolitană Sfântul Spiridon Nou de Preasfințitul Părinte Varlam Ploieșteanul Episcop Vicar Patriarhal. Așa cum este în tradiția instituției de hram, o parte din studenți au dat răspunsurile la strană, iar cuvântul de învățătură despre Sfinții Prăznuiți a fost rostit de un student din anul 4. Nu au fost uitați nici ctitorii, ierarhii, preoții și studenții trecuți la cele veșnice pentru care, la finalul Sfintei Liturghii, a fost oficiat un parastas. Studenții teologi au continuat prăznuirea Sfinților Trei Ierarhi printr-un concert de muzică religioasă și de inspirație folclorică. Evenimentul festiv s-a desfășurat în prezența Patriarhului României, Preafericitul Părinte Daniel. Am pășit în cel de-al 135-lea an de existență al facultății noastre și de aceea suntem și mai obligați, cu cât tradiția în spatele nostru este mai bogată, cu atât și noi suntem mai responsabili pentru prezent și pentru viitor. Mulțumim în primul rând Preafericitului Părinte Patriarh că este în mijlocul nostru să ne binecuvinteze și să începem cu bine anul 2016. Mulțumim de asemenea conducerii Universității, personal domnului rector și doamnei prorector, pentru că în anul în care a trecut s-a înscris cu adevărat o pagină deosebită în facultatea noastră prin înnoirea ei exterioară. De aceea suntem și noi obligați, ca un răspuns, responsabili să ne înnoim interior, adică studenții să fie tot mai bine pregătiți și profesorii să-și facă până la cap datoria. Invitatul special la acest moment festiv a fost artistul Grigore Leșe. Preafericitul Părinte Patriarh Daniel a oferit facultății medalii cu chipurile Sfinților Trei Ierarhi și a rostit un cuvânt de binecuvântare. Aici avem bucuria că, așa cum făceau Sfinții Părinți, îmbinăm evlavia cu știința, credința și cultura și aș reține doar faptul că această sărbătoare a celor trei ierarhi n-a existat până în secolul al XI-lea. Și este o sărbătoare instituită ca urmare a unei vedenii, a unui vis, a unei comunicări cerești. Este o sărbătoare instituită la cererea și porunca Sfinților Trei Ierarhi înșiși. Aceasta a fost necesară pentru a restabili unitatea, comuniunea eclezială. Și în 1936, la primul congres al școlilor teologice, s-a hotărât ca Sfinții Trei Ierarhi, modele, învățători, didascăli ai credinței și ai vieții creștine, să devină ocrotitorii, patronii spirituali ai tuturor școlilor de teologie ortodoxă. Dar motivația principală a fost aceasta, că sunt un model de ierarhi misionari care îmbine credința și cultura pentru a face accesibile credința, au folosit în mod selectiv ceea ce a fost bun din cultura vremilor. De la eveniment nu au lipsit nici reprezentanții conducerii Universității din București. În primul rând aș vrea să-mi exprim recunoștința față de slujitorii învățământului teologic de la Universitatea din București, părinții profesori, viitorii preoți, actualii studenții noștri
și să le exprimăm întreaga noastră gratitudine pentru faptul că transmit o tradiție, o cultură a poporului nostru. Fără îndoială că toată această lucrare se adresează deopotrivă și minții, și inimii, și sufletului, în întregime personalității umane, care este una și indivizibilă, și pentru aceasta încă o dată mesajul nostru al conducerii universității, al tuturor colegilor de universitate, este unul de prețuire, de iubire și de susținere pentru această lucrare atât de importantă. În cadrul evenimentului a fost lansat anuarul Facultății de Teologie, apărut la editura Bazilica a Patriarhiei Române.